Vești proaste pentru pensionari. O mulțime de români riscă să rămână fără pensii în luna august. O mulțime de români riscă să rămână fără pensii la finalul lunii august, dacă nu depun un document extrem de important la Casa Națională de Pensii. Măsura, intrată în vigoare în anul 2024, vizează în special pe cei care locuiesc în afara țării de ani buni. Suspendarea pensiilor pentru acești beneficiari poate fi evitată doar prin trimiterea la timp a actului solicitat. O mulțime de români riscă să rămână fără pensii la finalul lunii august. Mulți pensionari au fost nemulțumiți încă de la început, când li s-a cerut să prezinte un certificat de viață pentru a demonstra că nu au decedat. Noua lege poate părea absurdă pentru unii. Dar a fost introdusă în contextul în care au existat numeroase cazuri în care persoane decedate de ani buni continuau să primească pensii prin intermediul rudelor lor. Ministerul Muncii a propus ca pensionarii să demonstreze de două ori pe an că sunt în viață pentru a se asigura că banii de la stat ajung în buzunarele celor care au dreptul la ei. Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, Beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiarii nererdenți, au obligația de a transmite semestrial un certificat de viață, arată legea 360-2023. Pensionarii cu probleme de sănătate s-au plâns că este nedrept să rămână fără pensii dacă nu pot merge la autoritățile locale pentru a arăta că sunt în viață. Mulți dintre aceștia sunt bolnavi și se deplasează cu dificultate, dar momentan statul nu a găsit o altă soluție pentru această situație. Când se depun cele două documente pentru pensii, în fiecare an conform datelor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, documentul care atestă că pensionarul este în viață trebuie depus de două ori pe an, primul până pe data de 31 martie și al doilea până pe 30 septembrie. Certificatul de viață se obține doar după vizita la centrele specializate. Pensionarii care locuiesc în străinătate și nu depun aceste documente riscă să rămână fără pensii începând cu luna următoare termenului limită. Dacă reușesc să depună actele chiar și după termenul stabilit, își vor primi banii înapoi, dar procedura va fi mult mai complicată și va necesita mai mult timp. Este important ca beneficiarii pensiilor să fie conștienți de aceste obligații și să ia măsurile necesare pentru a evita suspendarea plăților. Casa Națională de Pensii Publice a implementat această măsură pentru a preveni fraudele și pentru a se asigura că banii sunt plătiți celor care au dreptul legal la ei. În concluzie, pentru a evita neplăcerile și complicațiile care pot apărea din cauza neglijenței în depunerea documentelor, Pensionarii care locuiesc în străinătate trebuie să fie foarte atenți la termenele limită și să se asigure că își trimit certificatul de viață la timp. Astfel, vor putea continua să beneficieze de pensiile pentru care au muncit și au plătit taxe de-a lungul vieții.